10 echipe au luptat pentru Cupa Universitară Orange de Rugby, competiție care a avut loc în premieră în Moldova. Bine ați venit la Orange Rugby Cup, University Cup. I must say that the level of the rugby teams in Moldova, both boys, girls, rugby 15, 7, today it's rugby 7, is excellent. And we should be proud of the players. Este, aș spune, o sărbătoare a rugbyului organizată cu suportul Orange Moldova. Este un lucru important ce am realizat din nou cu compania Orange. Trebuie să o facem o tradiție pentru că, într-adevăr, sportul universitar progresează enorm la noi în Republica Moldova. Și de ce nu prin rugby? Pentru că, într-adevăr, valorile rugbyului sunt enorme. Cele mai puternice echipe universitare de rugby s-au dovedit a fi de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Atât echipa feminină, cât și cea masculină au câștigat Cupa Universitară Orange. În ciuda faptului că e frig afară, dar am dat dovadă de caracter și, într-adevăr, de un rugby frumos. De la început turneul, fiecare echipă a avut ambiția de a câștiga turneul și cine a fost cel mai puternic, acela a învins. Ne străduim să avansăm, să facem ca rugby-ul și Moldova să promoveze rugby-ul mai departe, să ajungem la campionate europene unde să, și mondiale chiar, și să ducem faima Moldovei mai departe. Orange Moldova a oferit premii speciale tuturor jucătorilor care au câștigat locul 2 și 3, iar deținătorii locului 1 au primit câte un smartphone Orange Zali. Mulțumim Orange pentru că ne-au dat cadouri, le-a dat un imbold la alții mai mici care se tindă spre ceva, adică să facă rugby. Mulțumim frumos companiei Orange pentru premiu și pentru că organizează sponsor la așa competiții frumoase. Deja de 3 ani, Orange Moldova este un partener de încredere al Federației de Rugby din Moldova.